De ce o astfel de carte? Am scris un volum de poezie și în volumul ăsta am încercat să fac legătura între prima parte din Poker și partea a doua, Poker Black Glass. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, nu știu dacă cititorii sau critica au înțeles demersul meu, însă sper că acum cu a doua carte, cu al doilea roman, lucrurile s-au mai clarificat și drumul meu în la începutul literaturii este puțin mai veridic și mai autentic pentru atât pentru cititori, cât și pentru critica literară sau cei din branșă, pentru că nu se știe la început până reușești să ajungi la un public mai larg, te citesc colegii, scriitorii, criticii și cei care lucrează în domeniu. După ce ai aprobarea lor, ajungi cumva mai departe. Singur e puțin mai greu. Oricât de bună ar fi cartea, oricât de slabă. Pentru cine această carte? Cui se adresează? Asta e o întrebare destul de bună, pentru că nu m-am gândit niciodată că s-ar adresa cuiva specific. Dacă la prima carte mă gândisem la prietenii mei cu care făcusem toate chestiile din Poker, acum nu m-am mai gândit la cineva anume. Cred că am scris-o mai mult pentru mine, să ies puțin din ce a fost acolo, să închid cumva rotund toată acea experiență și să fie, să simt eu că am scos ceva și că am pus capăt acelei perioade. Ai spus că a fost scrisă pentru a te elibera de depresie și a mulțumit celor care au fost alături de tine. Te regăsești într-un fel în aceste pagini? Da, mă regăsesc 100%, mai mult decât în cealaltă două cărți. Dacă ar fi să plec undeva la război cu cartea asta, aș pleca, nu cum. De curând, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, ai obținut premiul de tânărul prozator al anului 2013, ești bursier al revistei Observatorul Cultural, plus premiul pentru debut din partea editurii Cartea Românească pentru prima carte, Poker. Aceste premii sunt o motivație în plus pentru viitoarele tale proiecte? Ar putea fi și o motivație, deși nu m-am gândit niciodată la ele că, ca și cum ar duce mai departe. Dar sunt sigur că undeva în spate ele contează și în momentul în care le primesc și am și această parte de recunoaștere, chiar dacă atunci mă jenează cumva, pentru că premiile sunt cumva jenante, tu știi ce ai făcut acolo și dacă e premiu sau nu e premiu nu contează atât de mult, dar ele sunt sunt niște motivații ascunse probabil pentru ce faci mai departe. Nu ai nevoie de premii ca să continui, dar în niciun caz nu o să te facă să te oprești premiile astea. Am fost bursier al revistei Observator Cultural în perioada octombrie 2012, septembrie 2013, un an de zile, perioada în care am scris Poker Black Glass și cu ocazia aceasta țin să le mulțumesc celor de la Observator Cultural că mi-au girat această carte în alb când nu era scris niciun rând și sper să fie un rezultat bun și pentru ei.